să facem toți aceeași lecție. În ideea că părinții, de exemplu, dacă au din astea 10 clase, au părinți la 5 clase. Nu are timp mama să facă cu unul o lecție, cu altul o altă lecție. Și atunci, repetă, știe toți copiii că e a doua, că e a șaptea, numai că la a șaptea, să zic că am dat un exemplu, face lecția mai dezvoltată, mai complex. Dar, de exemplu, verset de aur l-au de învățat toți la fel, narațiunea este pentru toți la fel și cei mai mari și între ei pot să se ajute, fiind aceeași lecție, cei mai mari să povestească la cei mai mici. Da, acum eu ceea ce spun dau doar niște principii, nu pot să mă amestec eu să fac orar sau să fac program, să nu fiu înțeles greșit. Bun, mai departe. Nu, eu nu am spus asta. Eu am spus să-i feriți de desene animate, de imagini mutilate. Puteți găsi niște flanerografe sau ceva care să, de exemplu, dacă arăți un om numai atât, nu mai cum să-l faci prea mare caricatură, știi? Deci pentru cei mai mici pot fi folosite imagini. Am spus și că evreii că au folosit bolovane. Dar ideea este chiar acest om să-l arăți cât mai natural, cât mai normal. Să nu-l arăți cu capul cât tot restul de la gât în jos. Știi că am văzut, de exemplu, am fost într-o familie și în dormitor am văzut pe pereți, în camera copiilor, toate onomatopeele deformate. Și am zis, măi, dacă tot ați vrut să treceți animale, bun, treci o vulpe, cum arată o vulpe, treci un câine ca un câine, nu știu, unii capul, unii coada. Deci pot fi folosite imagini, dar care am spus să orienteze copiii spre natură, spre creație, nu spre mutilațiile din lumea animată a realizării prin computer. Auzi, planșele de la AMEC sunt și bune și rele. Noi învățăm fetițele și fetele se poartă de batic pe cap și planșele de la AMEC toate sunt fără. Punct. Găsiți voi dacă nu alte planșe. Astea, lecțiile astea venite din America pentru americani. Mă înțelegeți? Eu, de exemplu, nu recomand, noi spunem copiilor că noi nu folosim semnul crucii, dar folosim în imagini cu cruce, cu vorba aceea, predicăm apă și bem vin. Da, mai departe. Deci, manualele noastre vă putem trimite, că le xeroxăm noi, sunt cele editate de Noua Speranță, Timișoara, este Biblia în 8 volume. Fiecare volum are 15 lecții. Noi, de exemplu, mergem în sâmbătă asta să predă, data viitoare se face recapitulare. Și se fac mai multe alte povestiri, cântare sau jocuri. Și noi după trei lecții dăm un test din acele lecții. Cineva întreabă, vă rog frumos, dacă se poate vorbi despre copii adolescenți, cum trebuie să se comporte la școală cu copiii necredincioși și când au 14 ani și se țin băieți, deci cumva să pretind maturi. Și de fete ce și cum să ne purtăm în familie, cred. Așa. Aici aș spune doar că pe măsură ce copiii noștri cresc, educația trebuie să comporte elemente și lecții noi. Am făcut un studiu la noi în biserică intitulat Părinții creștini, în care am prezentat pe etape educația în primii ani de viață, educația în perioada școlii,
în probleme pământești și așa mai departe. Dumneavoastră aici sunteți dezavantajați de faptul că e o societate cu care nu sunteți familiarizați. Și la noi în România societatea se schimbă, dar dumneavoastră nu știți că n-ați fost aici la școală, cea mai mare parte. Ce se întâmplă, cum este. În ideea aceasta eu vă recomand câteva lucruri. 1. Țineți foarte aproape de copiii dumneavoastră să vă povestească ei ce se întâmplă la școală, că altfel n-aveți să știți. Lăsați-i să vă spună și prostiile care le-au făcut. Și ce se întâmplă, bune și rele, ca să vă puteți familiariza cu mediul acesta și să puteți să le veniți în ajutor. 2. Încercați să-i orientați spre prietenii în interiorul comunității române de credincioși. De aceea recomandăm să se facă școală cu copiii de vârsta lor și de îndată ce nu mai merg la aceste școli să fie încorporați în formații, în grupul de tineri, pentru ca să aibă prietenie cu cei credincioși. Asta pe lângă prietenia de bază care trebuie să aibă cu familia. Dacă la 14 ani băiatul sau fata nu se deschid și nu spun ceea ce se întâmplă, te poți aștepta la surprize. Bine ar fi tata și mama să țină foarte aproape. Și în al treilea rând, deci pe lângă relația asta cât se poate de bună cu ei, chiar dacă nu-s născuți din nou și ei fac ce fac și se comportă cum se comportă, pe lângă mediul de biserică, cu ceilalți, încercați să îi orientați, dacă fie spre învățătură, dacă vedeți că sunt pentru asta, fie spre o meserie, dacă vedeți că nu sunt prea puși pe carte, pentru ca să aibă activitate, iar în biserică, de asemenea, să-și găsească un loc, o formă de slujire. Oamenii care n-au treabă, nici în afara timpului de adunare, nici în adunare, fac prostii sau se pierd. Vedeți la ce sunt buni și orientați spre acea activitate. De exemplu, unul dintre băieții mei nu e așa bun la cântat și l-am orientat la biserică, se ocupă la stație, dar asta nu e mare lucru, că acolo sunt mai mulți. Dar este un joc biblic cu întrebări și el se ocupă de jocul acesta. 3 întrebări pe zi, fiecare întrebare are 3 răspunsuri bune sau mai puțin bune, așa ca la școală șoferi. Fiecare să facă ceva. Am unul dintre copii care îi place mult școala, îl las mai mult să învețe. Am un altul care nu-i prea place școala și pe ăsta l-am lăsat să țină și găini și iepuri și... Bun, dumneavoastră nu puteți asta, dar ceva, activitate fiecare să aibă, pentru că altfel fac prostii. Nu sport. Pe linia sportului se vor pierde, mai degrabă sau mai târziu. Pentru că la sport, nu doar că în timp nu vor mai putea să vină duminica, în weekend de regulă sunt partide, întreceri, dar acolo sunt prietenii care îi solicită să stea mult timp, sunt cantonamente, îi rupe de mediul bisericesc, plus că sportul este o idolatrie puternică. Este o idolatrie în floare și aici se merge pe forțarea limitelor. Mă ajung de se dopează, trebuie să se concentreze, că altfel în sport nu te poți evidenția, numai așa că mai fluier și... Nu, trebuie să tragi tare. Ori ca să faci performanță trebuie să pui trup, suflet și duh. Și s-a dus pasiunea pentru cele sfinte. Balet sau gimnastică? Doamne ferește! Dacă vor să facă gimnastică, în genunchi cu mâinile sus la rugăciune. Nu, să nu vă
Să nu vă încânte ideea că și copiii dumneavoastră, am întâlnit și astfel de situații, nu? Că o să facă sport și o să facă bani și... Știți? Bani murdare. Iar expunerea trupului, sub orice formă, fie că e vorba de sport prin forțarea limitelor și a mușchilor și a energiei, fie că e vorba de tot ceea ce ține de expunerea fizică, asta nu poate face decât rău. Noi învățăm la biserică trupul să fie ținut sub control, firea să fie răstignită, să primeze Duhul, valorile spirituale, e un conflict flagrant. Și în urmă nu vor fi decât regrete. Altcineva întreabă despre dăruirea de cadouri în preajma sărbătorilor. Și în general, părinții cum să facă cadouri și cum să se manifeste. Da, onomastice, sărbători. Noi să știți de unde vin onomasticile și sărbarea zilor de naștere. De ce se aude? De la care vi frică? Da. Zilele onomastice. Am auzit că sunt cele legate de Ion, Sfântul Vasile, de așa mai departe, Petru, Pavel, Ilie. Zilele de naștere sunt legate de data din calendar în care s-a născut un copil. Primele au de-a face cu cultul morților. Pentru că toți aceștia care sunt pomeniți sunt morți. Celelalte zile de naștere au de-a face cu cultul zeilor. Știți că în vechime numai împărații serbau ziua, da? De ce numai împărații? Fiindcă numai împărații erau socotit zei. Faraonul era socotit un zeu. De aceea Dumnezeu a spus lui Moise, te fac Dumnezeu pentru faraon, ca să discutați de la egal la egal dacă el să crede Dumnezeu. Suntem care e mai tare. Irod, în aroganța lui, și-a permis și el una ca asta. Nu veți întâlni în antichitate serbări zile nașteri la sclavi. Nu se punea problema așa. E doar un drept al zeilor. Ori noi, ca unii care suntem credincioși și ne ferim de idolatrie, de orice zeificare, riscăm ca o astfel de zi să aibă un conținut păcătos. Că dacă cineva în ziua aceea își amintește, face o rugăciune, mulțumește Domnului, nevasta a făcut o surpriză, a făcut o mâncare bună la bărbat, nu spune că asta e păcat. Dar când deja te simți obligat să-i dai și tu, ți-a dat și el cadou, trebuie neapărat să fie respectată, un tort cu lumânări, cu nu știu câte, după numărul de zile, deja situația scăpai sub control. Și veți vedea că pe măsură ce anii trec, fastul e tot mai mare. Și rugăciunile tot mai puține. Deci dacă vreodată ocazional cineva a făcut un cadou, n-a spune că e păcat, dar dacă ține neapărat să respecte ziua și așa, aici deja lucrurile pot fi o pricină și pentru alții. În ce privește cadourile de sărbători, din nou aș recomanda să nu le dați neapărat un titlu, pentru că trebuie să învățați copiii dumneavoastră că doar nu-i nici, nu știu cum se numește în italiană, Moș Nicolae ăsta, sau dacă au vreunul așa ceva. A, așa. Trebuie să spunem realitate copiilor noștri. Eu cred că mai degrabă trebuie să le dați cadou atunci când învață psalme. Atunci când se comportă frumos, să fie o zi specială după ce Dumnezeu a dat o izbândă în casă. Deci să legăm aceste zile de Dumnezeu și cadourile să capete un caracter educativ. Nu facem că așa se face. La sărbători trimitem mesaje la toți.
În rest, avem pachet la abonamentul telefonic cu nu știu câte mesaje, dar nu ne amintim de frați și surori. Păi trimite și în rest mesaje. Ia un verset și trimite-l la mijlocul săptămânii, la jumătatea anului. Dacă tot trimiți. Dacă trimiți numai atunci în virtutea faptului că așa se face, eu mă îndoiesc că te-ai gândit la mine când l-ai trimis. Mă gândesc că ai dat programul și pe toți câți ai avut în agenda ai cuvântat. Și te mai rogi pentru el anul și la mulți ani. Dar când îți surprinzi pe un frate cu un mesaj, mi s-a întâmplat, și să ofer și să primesc, sub călăuzire, pune frate, mi-a vorbit Domnul prin mesajul acesta. Să dai un cadou la cineva care poate este într-o nevoie, să te rogi, ar fi ceva frumos. Deci să facem din toate un mod de viață creștinesc, sub călăuzire, frumos, într-ajutorare, deci să avem alte principii, dăm și noi cadouri, dar la noi se primeze un alt mod de gândire. Da, nu asta știți când trebuie să plecați. Eu numai luni plec acasă. Bună întrebare. Cum să învățăm pe părinți? Și eu o să extind întrebarea. Să stea neștiți în biserică în timpul slujbei, adică să nu deranjeze timpul școlii duminicale. Organizarea este foarte bună și nota începe de la părinți. Nu știu cum este rânduiala când îi duc, care e orarul să-i ducă și care e orarul să-i scoată de acolo. Dar nu era și recomandat dacă ar fi și copii care să vină în ajutorul învățătorilor, n-ar fi rău. Așa, ocazional. Poate părinții au emoții că nu vor sta copiilor cu minți. Și aici aș spune ceva. Dacă vreți copiii să vă stea cu minți în adunare, trebuie să învățăm să stea cu minți acasă. Când citești tata din Biblie. Când cântăm, să stea frumos. Am fost la Sârbi, județul Maramureș, nu dacă sunteți careva din zonă, este o familie plecată de la noi. O mămică ce are 6 copii și cel mai mare de-abia în clasa 0. Dacă ați ști cum cântă copiii ăștia, zici că din armată. Deci că e fanfara militară, nu că îi cântă la instrumente. Am fost la ei într-o seară și cântau ce știau, poezii lungi, psalmi, cel mai mare, nu-s la școală, și era toamnă, acum cel mai mare era în clasa 0. Dar când cântau, mamă s-a, dacă o notă, sminteau, parcă îi fixa cu ochii, cu mâna, dirija. Și am întrebat, eram cu soția, sora, nu ți greu, fratele mai mult la servici. A zis, eu am orar. Eu nu-i cul de amiaz, seara la ora 6 se mănâncă, le citesc din Biblie la toți, nu mișcă unul, povestioare, cântăm împreună și știu multe cântări. La ora 8 s-au pus în pat, dor toți. Până la 10, când vine soțul, că e dirijor de fanfară și de cor, îmi fac problemele în casă, îl aștept. Dimineața se scoală ca la comandă. Nu-ți permit ca să mănânci pe rând la noi acasă, așa mici cum sunt. Dacă ne-am terminat treaba, uite, fetițele astea dau una, spală geamul, una numai pe scaun ajunge, asta face asta. O ordine în casă, militarie, nu altă. Dacă nu-i ordine acasă, îți mănâncă urechile. Ce crezi că în adunare vor sta cu minți? Acasă. Trebuie copiii învățați când sunt lucruri sfinte, în rest se joace. Au și orarul lor de joacă, dar orar? Nu, la adunare cu toți mai maimuțoii după ei, cu pachetelul cu mâncare. Acum, acasă, chiar mănâncă din jumătate în jumătate de oră? Acum, dacă e mic, dacă e bolnav, excepție, nu asta vrem să spunem. Dar în rest, învățați-i să fie ordonați că le va fi ușor
și lor în viață, nu numai dumneavoastră. Și mămica asta spunea pentru mine, nu e o problemă. Eu am orarul meu când sunt liber, când îmi fac treburile. Acum, poate nu sunteți toate la fel de ordonate. Spunea soțul și eu trebuie să mă supun la orar, n-am ce face. În sensul că ea era mai ordonată decât el. Se întâmplă în familie când este soțul m-a ordonat. Și admite, dacă tata și mama își lasă hainele când dimineața întreabă unde mi-s pantalonii, pentru te aștept la copii să ți-i pună ei în ordine. Dar dacă totuși nu, problema e mai simplu de rezolvat. Uite, eu venit odată la noi, eu ținut o conferință de două zile, o familie de menoniți. Din Statele Unite locuiau la Suceava, aveau 11 copii. O fetiță de vreo 3 ani. Au ținut tata lecții dimineața până la mea și la mea până seara. Stătea, ziceai că-i de lemn, ziceai că-i păpușă. Și ceilalți copii. Pentru că au fost învățați. Dar dacă e așa, când... Acum nici copiii nu sunt toți la fel, câte unul e mai greu de strunit. Admitem excepții. Este copil care e bolnav, care nu poți să-l controlezi, nu la acela-i cere, dar ca regulă generală. Asta ține de ordinea părinților și apoi de a copilor, întâi acasă și apoi la adunare. Dar dacă atunci când citește tata din Biblie, mama, zice, lasă-mă acum să... Nici tata să nu pună când mare domn te punese laptele în foc, da? De comun acord. Din experiența dumneavoastră, ce ajută mai mult, noiaua sau vorba bună? La copiii mici recomand să fie, așa cum spuneam, cât mai multă disciplină și dacă nu ascultă, să se recurgă, dar numai la copiii mici, cu o formă de pedeapsă fizică. Vedeți dumneavoastră ce e mai recomandat. Mici, până nu merg la școală, oricum. Când sunt mai mari, nu doar că sunt riscuri în raport cu legile. Nu știu cum e în Italia de severă problema, dar știu în țările nordice, care spunea o familie din Norvegia că la ora 7 a fost poliția acasă și a făcut percheziții în toată casa să găsească noia. Poftim? Vedeți că s-ar putea să vă trebuie prea multe nuiele. Da. Dacă Dumnezeu ar pune noi pe spatele dumneavoastră după prima predică, ai fi vânăt. Dragii mei, educația trebuie să fie foarte consistentă. Biblia spune în Deuteronom 6 să le spui când te scoli, când te culci. Da, mulțumesc. Da. Educația trebuie să fie foarte consistentă și cu explicațiile necesare. Când te scoli, când te culci, când pleci, când te întorci. De aceea spuneam că e nevoie de părinți și de învățători care să se ajute în mod reciproc. Dacă e nevoie să se recurgă la noia, aceasta n-are voie să fie făcută cu un spirit de mânie. Că atunci o să înțeleagă copilul că de fapt îl bască ești mai tare. Este necesar să fie multă explicație și dacă trebuie să fie date două nuiele între prima și a doua, trebuie să fie o predică. Că asta ne ajută și pe noi să ne controlăm și ajută pe copil să înțeleagă. Dar, vedeți, noi vrem să-i formăm pe ei, dar se pare că trebuie să ne formăm și pe noi, așa-i? Deci Scriptura o recomandă potrivit cărții Proverbelor, dar nu iau din Proverbe învelită în multe versete.
Și trebuie și celelalte versete citite la copii, nu doar versetele cu noi. Altceva mai vreau să spun, sunt copii care pricep de vorbă și alții care trebuie restricționați. Dar sunt și alte pedepse, nu doar nu iau. Recomand ca pedeapsa să se dea în funcție de vinovăția copilului. De exemplu, nu vrea să mănânce un anumit aliment, știi că este sănătos și are nevoie, îl pedepsește în domeniul alimentar. Pentru ca să învețe. Ce înseamnă asta? Îi impui foarte clar, explici, uite, asta e sănătos, asta e bine, asta îți ofer mâncare, asta nu-ți ofer, nu, că sare el direct la prăjitură, plânge de 3 ori și tata nu uită, dar mama spune, lasă-l. S-a terminat cu educația. Că el știe ce are de făcut mai departe. Zic de 3 ori și gata. Copiii ne joacă. Ei știe care poartă, care ușă încuiată, care nu m-a închisă. Trebuie să fim foarte, foarte categorici, foarte fermi. Dacă l-ai mințit odată pe copil, îți trebuie mult până îl vei convinge că tu nu știi să minți. Sunt diferiți copiii. Mie mi-a spus odată un băiat de-al meu care nu era din cei care necesitau bătaie, s-a uitat așa la mine și a zis, tu știi ce doare? Un altul dintre băieți, în schimb, se laudă că el a primit mai multe nuiele ca mulți alții. Alții nu a fost nevoie să-i bat. Deci diferă. Oricum, problemele pot să fie complexe. Acum eu răspund parțial și nu putem să rezolvăm lucrurile într-o zi. Și nici nu cred că le luăm de la zero, că dumneavoastră știți. Mulți copii refuză să primească bilețelul cu un verset de învățat pentru a spune în biserică. Nu vrem să complicăm toți copiii. Deci cât ar trebui să ne permitem pentru a-i obliga să ia bilețelul și să-l învețe? Sunt cazuri când copilul specifică faptul că mama, tata nu au timp pentru a-l ajuta să învețe versetul. Ar trebui să insistăm sau nu? Dacă vedeți că acel copil are capacitate, insistați. Și încercați să vorbiți și cu părinții. Dați-le, dacă nu, și la părinți un bilețel. Rugați-i frumos. Pentru că s-ar putea să avem de-a face cu părinți care în biserica unde au crescut, ei nu se făcea o astfel de școală și nu sunt obișnuiți cu asta. Într-adevăr, să fie ocupați, dar explicați-le că, de fapt, acest verset nu este pentru slujba adunării, ci, în primul rând, este pentru formarea copilașului. El, dacă l-a învățat pe de rost, îi rămâne lui în memorie. Cine știe dacă rămâne și la cei din adunare auzindu-l numai odată? Care sunt cele mai bune metode de a disciplina un copil încăpățânat în perioada preșcolară? Ma, povestea e lungă, dragii mei, că dacă mama a fost tot supărată, s-a certat cu tata până a rămas însărcinată, problema e complicată. Deci un complex de împrejurări. Ce se poate face este să se ia lucrurile de la un capăt în familie, să fie rugăciune, să nu fie ceartă, să fie pace, dar copilul are tulburări, sunt duhuri copiii care sunt perturbați, să se facă rugăciune, să discute cu el, să fie pus în vețe, dar e suficient un copil să fie hrănit cu desene animate, să fie încăpățânat și răzvrătit. Nu mai trebuie altceva. Astea îl bulversează. Îi fac mintea un coș de gunoi. Poate au avut ceva probleme care se trag de la grădiniță, de la problemele ce le-a întâmpinat. Eu cred că un părinte, dacă se roagă, Dumnezeu îl va lumina, îi va face să înțeleagă și să fie de folos. Un alt bilet, vă rog să explicați când un băiat necredincios vrea să vorbească cu o fată credincioasă și ce comportă o prietenie cu fetele necredincioase când fata este credincioasă și cum trebuie să mă comport cu copiii când nu ascultă și răspund, în sensul că răspund obraznic, cred, nu? Feriți-i de prietenii cu cei din afară pe cât se poate, iar dacă e vorba de prietenii, băieți-fete, măcar că acum trebuie să grijim și de băieți-băieți, că tot felul de stricăciuni, spunea o familie cu câțiva copii în Austria, că avea un copil pe clasa a 4-a sau a 5-a, a stat la o serbare și erau acolo niște
ceva reprezentanți de la ceva resort ce se ocupa de copii și vroia să le urmărească comportamentul și în același timp să le ofere libertate și spunea: dacă vreți să îmbrățișați o fetiță, îmbrățișați-o, dacă vreți să îmbrățișați un băiat, cu toată libertatea. Deci acum trebuie să te păzești și pe o parte și pe alta. Uneori nu ne dăm seama cât de repede încep aceste chestiuni imorale. Copiii care la 6-7 ani sunt prinși cu relații sexuale, dar ce e mai grav, că sunt cu perversiuni și se ascund. Dar ei văd, ei știu. Acum trăim într-o lume în care o bunică ajunsă într-o familie de genul ăsta, o mai spus de barză că vine copiii și nepoții, au zis, îi spune la bună că să fac prunciul, o lăsăm așa. Trebuie să ne raportăm la realitățile zilei. De-aia spuneam că este foarte important să țineți aproape și să fie principii foarte ferme. De exemplu, dacă este crescut cu principiul acesta, este interzis total prietenia dintre un credincios și un necredincios, dintre un evrei și neamul, dintre neamuri, a fost în Vechiul Testament. Și să fie învățate toate pericolele astea. Să-i repezi frumos povestea aia cu Dina, că a ieșit, povestea cu Samson, dacă este băiat, cazul lui Solomon. Și poate că l-ajută. Să se insiste pe cât se poate preventiv. Să nu se accepte sub nicio formă. Dacă chiar în final se încăpățânează și n-ascultă, să nu fii de acord niciodată cu așa ceva. Nici învățătorii și nici părinții. Dar dacă învățăm prost de mici, că e la câte o nuntă, când văd că mutilează conștiința la doi copilași, că îi pune să meargă de mână, că îi face mire și mireasă la 6 și la 5 ani, și mai chinuie și pe alți adolescenți, că îi face domnișori de onoare, de ocară, cum le spun eu, forțează nota. Distanța este bună păstrată. Fete care să aibă principii, să nu permită băieților, băieți de asemenea, astea pot să-i păzească. Dar dacă noi suntem superficiali, facem poeme numai de sărbători și nu... E bine într-un fel că sunteți mai mulți învățători în ce a spus acolo, una cunoaște fiecare copil dacă se poate. Și dacă nu insistăm asupra educației, în final, ce să spun, veți rămâne cu truda. Copiii au nevoie de mult, mult timp pentru a putea scoate ceva din ei. Mult, mult timp. Și asta în condiții de spiritualitate. Dar dacă nu e nici spiritualitate și nici timp în care să ne ocupăm de ei, minune dacă se va întâmpla ceva bun. Da. Socotesc că am răspuns la acestea în parte. Dacă mai este altceva, dacă nu, vă slobozim la treabă. Încă ceva adaug. Am înțeles că ați comandat mai multe reviste. Nu știu dacă acolo în spate aveți vreo revistă Betel. Am văzut să urma Dragoste pentru Adevăr. Dați-mi un Betel, că vroiam ce. Uite, văd una aici așa. Ne-a pus Domnul pe inimă să edităm aceste reviste, asta este în anul al 11-lea. Vă recomand și învățătorilor să le folosiți, părinților să le citiți copiilor, sunt câteva pagini, asta ca să aibă copiii în deletnicire. Vedeți, de exemplu, aici în măsura în care se vede, este un careu, A la B, pe verticală, așa este omul care se teme de Domnul. Și pentru completare, din coace sunt ospeți, întrebări din Biblie, ospăți la care s-a răbărturit ultima zi din viața împăratului, ospăți la care s-a dus pe farfurie așa, cel mai lung ospăț, să înveți, să caute. Din coace, căutați în cartea Domnului 1 Samuel de data aceasta, în următorul număr o să fie altă carte, și citiți, niciuna din acestea nu va lipsi. Să completeze și învățați chiar să le trimite, poți să le trimite. Revista apare și în format electronic, poți să le trimite fie printr-un e-mail de aici sau să le strângă cineva aici la biserică,
Putem să-i premiem, sau ați putea să-i premiați și dumneavoastră, dacă nu, noi le dăm cărți. Dar noi atât ne permitem, cam în jur de valoare de 50 de lei, asta înseamnă tot 13 euro. Aici este încă o altă pagină la care ei pot să contribuie. Sunt alte articole, în mod deosebit este un serial acum aici legat de dependența de computer și de internet și de pornografie. De asemenea, în fiecare număr este o predică pentru copii, prezentat câte un personaj în trei idei foarte scurte. În fiecare număr sunt cel puțin două pagini de pilde, adică de întâmplări. Aici sunt răspunsurile din numărul anterior plus încă 10 întrebări, vedeți, aici sunt premianții. Și pe penultima pagină sunt cugetări. Întotdeauna, așa după cum e titlul, capul la stânga, oile la dreapta. Aici în numărul ăsta e defăimarea și cinstirea, în altul necurăția, curăția, răutatea, bunătatea. Și ce vă spuneam, să fie orientat spre natură, aici de regulă, e o învățătoare care se ocupă de chestiunea aceasta, aici le vorbim despre stele. În următorul număr o să fie despre vulturi. Pentru că este foarte indicat să-i familiarizăm cu creația, că cei din cer îl laudă pe Dumnezeu în permanență pentru creația realizată. Deci sunt chestiuni de ordin științific cu aplicații de ordin religios. Ce putem să învățăm de la stele? Ce putem să învățăm de la vulturi? Și așa mai departe. De asemenea, ați putea provoca la clasele de copii să facă și ei așa ceva și chiar să ni le trimită. Se vede ce se vor bucura în numărul următor când o să apară aici un careu realizat de clasa X de la Biserica Y din Torino. Sau chiar anumite experiențe. Prin Harul Domnului, 4.000 de exemplare facem din acestea. Mulțumesc pe această cale că de aici s-a făcut o donație. Se merge prin credință cu astea. Așa ne-a călăuzit Domnul ca să nu pretindem pentru fiecare. Noi trimitem la sute de adrese în țară. Ajung în mod normal, ajung în 4.000 de familii. Și asta contează. Dar știu că sunt familii care nu s-ar abona, care nu sunt interesați de educația copiilor. Și atunci am spus așa, în cât sumă Dumnezeu ne ajută și sunt donatori, sunt voluntari, noi tipărim ca să ajungă și în alte familii și le însoțim cu rugăciune. De asemenea, dacă ați putea să vă rugați pentru lucrarea asta, ar fi bine. Ne bizuim pe faptul că Dumnezeu poate să susțină o lucrare și să folosească un anumit cuvânt ca să atingă inima copilașilor. Vă spun în încheiere ceva. S-au dus un grup de frați în misiune și la sfârșit au dat raport. S-au pocăit 3 oameni și jumătate. Și au zis, 3 oameni mari și un copil? Au zis, nu, un copil și un om mare și 3 copii. Cum așa? Și s-au pocăit unul care e mare de 3 jumătate de viață și 3 care s-au de trăit o viață întreagă. Deci un copil este o viață întreagă. Un om la 40 de ani e o jumătate de om. Atât a mai rămas. Ba mai mult, statisticile evidențiază că și pe măsură ce anii trec, șansele ca un om să se mântuiască sunt tot mai mici. În jur de 10 ani un copil se poate naște din nou. Domnul poate naște din nou. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Învață mai puține prostii, se acumulează mai puțină lume în mintea lui. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Frate Todoraș de la Izvin, un om al lui Dumnezeu, un proroc, un om cu experiență, 10 copii, toți mari la locul lor, el are 75 de ani, spunea, toți copiii mei au primit Duhul Sfânt între 10 și 14 ani. Pentru că la unul care e cu desene animate și cu sport, n-aș fi de acord să intre la 12 ani în stăruință. Dar dacă el e plin de Biblie, la prostii nu se duce, e copil serios pe ăsta, las, că ăsta are bază. Dar dacă nu știi, dacă e de 20.
Va fi ca și un caz. Mi-a povestit un frate din Moldova că ia doi tineri la ocazie. Și vorbeau între ei și zice, băi, sora mea e pocăit, ai cu Biblie, ca predicator, și acasă, citește, învață pe de rost. Și eu? Eu mă duc numai din când în când, mă. N-am fost și eu la ei în tabără, am primit și eu Duhul Sfânt, mă, pe de-a moca, mă. Ăsta s-a speriat. Problema era că vorbea tot așa și acum, după ce zice el că a primit. Deci când un copil este format, acolo Dumnezeu poate grăbi lucrările în viața lui. Dar dacă s-a instaurat lumea, glume, povești, prietenii, trecut cu sechele, cu păcate, acolo e mare trudă. Și noi tocmai asta facem prin lucrarea de educație, părinți și învățători, cât mai repede să-i pregătim ca să poată fi născuți din nou și să intre de drept și de fapt în poporul Domnului. Domnul să vă ajute. Amin.